Nicki Minaj a fost acuzată de plagiat, luând parte la un proces destul de dificil, dar se pare că a ieșit învingătoare. În 2018, Nicki a fost acuzată de Tracy Chapman de plagiat. Piesa care i-a creat rapăriței probleme este Sorry, o piesă nelansată în colaborare cu Nas. Tracy Chapman a fost deranjată de faptul că Nicki ar fi folosit un pasaj din piesa Baby Can I Hold You. După luni întregi de analiza dosarelor și a probelor depuse la tribunal, autoritățile au ajuns la concluzia că Nicki nu a greșit cu nimic și este nevinovată. Judecătoarea care s-a ocupat de caz a declarat pentru The Mirror că artiștii experimentează de multe ori multe piese înainte de a verifica licențele acestora. Dacă s-ar interzice asta, am blocat creativitatea multora. Nicki a fost norocoasă că nu a lansat oficial piesa, a adăugat aceasta.